O șapte de bună seama, întreabă dacă doresc ca soț, un cântăreț sau un predicator. Greșesc înainte, Domnul, pentru că vreau să lucrez după cum îmi doresc, sau trebuie să aștept voia sa? Să accept voia sa? Eu cred că Domnul a pus voința în tine să te rogi. Soția mea s-a rugat 7 ani să-i dea Domnul bărbat predicator și cine putea să susțină un predicator dacă nu un angajator care și-a dorit asta și care s-a dovedit prin angajamentul ei de rugăciune. Când mai aud un rog de femei care spune, eu nu vreau ca bărbatul meu să slujească, nu are probleme dacă slujește. E scala mea și-o îngropată la altul, am știut că e astru, nu mă încurc. E viclean și leneș.